Tunelul Median este absolut imens. E ceva ce ar face parte din Munții Carpați, dacă mă întrebați pe mine. Dacă vreau să stau pe tunelul Median și că sunt pedepsit și am făcut ceva greșit, mai vin și două persoane mai copii de lângă mine, s-a terminat călătoria, mă fac direct shawarma. V-am zis, a rămas șocat când am văzut câte chestii încap în portbagajul ăla, fără să sughițe. Grupul VAG a întârziat un pic la petrecerea lansată de alți producători pentru crossover-urile de clasă mică, dar în 2017 s-au decis să intre pe acest segment de piață cu Seat Arona, chiar înainte de Skoda Kamiq, chiar înainte de Volkswagen T-Cross. În 2022 a apărut și varianta facelift la acest model, cea pe care o avem acum la teste. Și aș dori să încerc scuze sincere și publice față de Seat și față de Arona, pentru că atunci când am auzit că trebuie să iau această mașină la teste, am fost un pic fără chef. Eram pe modul altă mașină, o să fie un weekend plictisitor. Dar mi-a dat o palmă, m-a trezit la realitate și mi-a adus aminte de faptul că nu trebuie doar să mergi cu BMW M850i, M4, SLR McLaren și așa mai departe ca să îți aducă un zâmbet pe buze mașina. Pentru că în acest weekend, după 3 zile de teste, această mașină mi-a semnat weekendul care a fost plin de ploaie. Când vine vorba de prețuri, Seat Arona chiar este o mașină accesibilă, dar asta când ne referim la pachetul de bază Reference și cu motorul de 1.095 de cai putere. Pe lângă Reference mai e și pachetul Style și mai e și pachetul FR pe care noi îl avem astăzi aici. Această mașină cu pachetul FR, cu motorul de top, adică 1.5-150 de cai putere și cu tot ce are pe ea din punct de vedere al opționalelor, are un preț de listă de 30.000 de euro cu TVA. Și unii dintre voi ar putea spune că la prețul ăsta deja intri în zona de crossovere mici de clasă premium, într-adevăr, cu echipări mai de bază, dar de clasă premium. Acum ține de voi, dar ce știu cu siguranță e că dacă vreți o mașină nouă, procesul este foarte, foarte simplu. Doar intrați pe autovendici.ro, plasați o cerere de ofertă și în cel mai scurt timp cu putință, dealerii cu care noi colaborăm vor reveni pe e-mail cu răspunsul la cerințele voastre. O să aveți o mulțime de oferte bune din care trebuie să alegeți. Când vine vorba de facelift la Seat Arona, cele mai mari schimbări s-au petrecut în partea frontală, unde cumpărătorii au avut un cuvânt de zis, iar Seat i-a ascultat. Astfel, avem faruri full LED, o grilă față imensă, foarte mare, exact cum au vrut cumpărătorii, și în același timp și bara față a fost schimbată. Încă un lucru pe care și l-au dorit cumpărătorii și eu sincer nu înțeleg de ce, pentru că mie nu-mi place deloc, proiectoarele de ceață au fost foarte ridicate și se află acum exact sub faruri. Arată bine pentru unii, dacă mă întrebați pe mine, arată ca niște coșuri pe fața unui adolescent care are niște probleme cu hormonii. Când o luăm spre lateral, vedem mai întâi că avem aceste prize de aer reale, un lucru foarte plăcut. Și după aceea vedem că culoarea mașinii este în două tonuri, da? În două culori, biton de fapt. Anume, în partea de jos avem această culoare Tech Magnetic Gri. Magnetic Gri, adică mi se pare că albastru sau verde, dar mă rog, nu sunt neapărat foarte bun cu culorile. Iar în partea de sus avem plafonul alb, cât și capacele oglinzilor sunt alb cu acest plastic negru și dă așa o personalitate în plus lui Seat Arona, parcă este un pic mai mult în evidență față de alte mașini. Jantele, ți le poți lua pe 17 sau pe 18 inci, au aceste elemente aerodinamice pentru a îmbunătăți consumul de combustibil, totuși ar merge mai bine jantele pe 17 inci pentru că îți oferă un confort în plus față de cele pe 18 inci. Mergând spre spate, vedem faptul că ușile nu acoperă pragurile, deci mare atenție că vă veți murdări la pantaloni, pe pantaloni, la pantaloni. Un caracter de crossover, mă rog, mini crossover, ce este Seat Arona, este dat și de garda la sol, care aici este de 19 cm. Deci în mare parte bordurile, cât și porțiunile mai de off-road, nu neapărat foarte extrem, nu vor reprezenta o problemă. Și încă un lucru foarte inteligent, toată partea asta de jos, cât și la carenajul roților, avem elemente de plastic. Deci dacă se întâmplă să zgâri sau să rupi un element de genul, nu te va costa foarte mult, deci din nou te va ajuta cu economia de bani. Și dacă nu mă gândesc pe cuvânt că este un mini crossover, păi uitați aici, avem un X și un S care vine de la crossover până la urmă. În partea din spate este pachetul FR, da? De la Formula Racing, deci este cel mai sportiv look exterior pe care îl poți lua pe Seat Arona. Avem acest pseudo-eleron și aceste elemente aerodinamice care ajută cu aerodinamica și cu consumul de combustibil, nu foarte mult, dar măcar arată bine. Logo-ul Seat. Acum, cum este la Ibiza și la toate modelele Seat, scrisul, numele modelului nu mai este cu litere de tipar normale ca la alți producători, este cu scris de mână și chiar mi se pare că arată bine. Adică nu e o schimbare drastică, dar arată bine și asta este important.
Și da, avem niște evacuări false nesimțite, dar nesimțite de bun gust, pentru că nu ai direct aici un capac de plastic și na, vezi la depărtare că sunt false. Chiar se duce, se continuă un pic, știi, și arată bine până la urmă, dar tot false rămân și nu ne umplăm cu cioara vopsită. Pe tot alternat cu designul din spate, haideți să ne uităm și la portbagaj, care este acționat manual. Are un volum de 400 de litri și da, am lăsat aceste tolere intenționat pentru că trebuie să-mi iau părinții de la aeroport și am rămas absolut șocat într-un sens foarte bun de cât de mult spațiu este în portbagaj. Deci avem două tolere absolut imense care au încăput fără problemă, avem și un troller de-al meu un pic mai mic și avem și echipamentul de filmat. Toate în acest portbagaj de 400 de litri unde mai avem 5 elemente de ancorare și sub fodeaua aceasta care se ridică avem roată de rezervă. Dar uitați, două tolere foarte mari, un troller mai mic și un echipament de filmare în portbagaj. Se închide fără problemă. De la lansare, interiorul Seat Arona s-a mărțit foarte, foarte mult. Drastic aș putea spune, pentru că tot plasticul ăla rugos, tare, te enerva la urechi, te agăța unghiile în el care era pe bord, a dispărut. Acum avem acest material textil, spumă, aș putea spune, moale, foarte plăcută la atingere, dar acel plastic de care tocmai v-am spus a rămas pe partea superioară a ușilor. Dar dacă e să ne gândim cu un pic de sare și piper, dacă e să fim sinceri cu noi, nu este ceva ieșit din normalitatea segmentului până la urmă, pentru că e vorba să fie accesibil pentru toată lumea. În același timp avem aici acest plastic cu tentă de metal, știi, se dă așa un vibe mai luxos și mai elegant lui Seat Arona. Încă un lucru foarte plăcut, această inserție de plastic ceva mai tare în culoarea roșie în jurul gurilor de ventilație, atât centrale cât și la pasageri și la șofer. Dacă mergem mai jos, vedem că avem butoanele de climatizare care au rămas fizice, un lucru foarte plăcut, climatizare pe două zone, scaune încălzite opțional în Seat Arona. Aici avem un spațiu de postare pentru telefon și mai regăsim încă două porturi USB Type-C. Dacă mergem mai jos pe consola centrală, avem selectorul de transmisie DSG 7 trepte, RNDS plus minus, dacă duci în dreapta, pentru că na, dacă dai în dreapta trece pe manual, dar vă spun mai multe la partea de condus. De aici avem butonul pentru încurcat mașina, dezactivarea sistemului start-stop și modurile de condus, care sunt 4 la număr, și anume Eco, Sport, Normal și Individual. Aici mai avem și un buton, pentru că la Seat Arona cu partea asta avem butoane pentru asistență la parcare, pentru camere 360 și așa mai departe. Aici avem două suporturi de pahare, dar trebuie să fiți foarte atenți pentru că se cam bălângâne doza de suc sau sticla de apă, depinde ce vă puneți. O frână de mână manuală, deci ne mai bucurăm un pic de aia pentru că în curând nu o să mai fie pe nicio mașină frână de mână manuală. O cotieră în stil cutie Pringles, cum zic eu, pentru că este foarte îngustă și adâncă. Uite, am găsit 10 lei. Și un cablu de încărcare. Bine, cablul de încărcare al meu, ăștia 10 lei, nu știu dacă îi sunt, dar o să-i las aici, pentru că sunt bun samaritan. Oricum eu am mai trecut după filmare, dar rămâne între noi. Scaunele au această tentă sportivă. Mare parte sunt făcute din material textil, dar avem o zonă absolut minusculă unde găsim și niște piele, adică aici. Nu știu ce au pus fix aici piele, pentru mine nu face niciun sens treaba asta. Iar volanul este din pachetul FR cu o tentă sportivă, teșită aici jos. Îmi place foarte mult cum se ține în mână, dar dacă ar fi să găsesc un nod în papură, padelele pentru schimba treptele de viteză sunt un pic prea depărtate de zona unde ții, volanul cu mâinile la ora 3 și ora 9. Deci trebuie să te fiți așa un pic, dar mă rog, nu e ceva de... nu e un deal breaker, ca să zic așa. În continuare de menționat la spații de postare, torpedoul are un volum decent pentru o mașină din acest segment de piață. Aici, ca la Taraco, am uitat să vă spun de fapt la Taraco, faptul că poți să spui opțional un sistem de multimedia aici, unde poți spui microSD sau alte lucruri. Mai avem și aici un spațiu de depozitare, iar buzunarele din uși sunt încăpătoare, îmi plac forma lor, nu e foarte greu să aduci ceva de aici, dar nu aș avea încredere în aceste buzunare din uși pentru a-mi ține o sticlă de apă sau o doză, pentru că din nou am încercat, se bălângâne, nu e foarte plăcut și cred că de acum o să pun un nou test pe auto. Deci o să iau o sticlă de apă desfăcută și să o pun, de fapt doze de apă, că pur doze de apă și să o pun aici sau în buzunare din uși să vedem dacă se vasă. Acum aia e apă, nu e, sunt doar un lipicios, tot eu o să strâng, dar mi se pare un test relevant și amuzant. Și acum mai să vorbim despre dashboard, care în această mașină este digital pentru că este opțiune în plus la Seat, dar din punctul meu de vedere merită pentru că îți arată foarte multe informații și în același timp arată și bine. Astfel, în acest buton de view putem să schimbăm cum vedem dashboard-ul, adică avem opțiunea asta cu ceasurile clasice rotunde, opțiunea aceasta cu un look minimalist, nu-mi place neapărat foarte mult, și acest look sportiv pe care eu mereu îl aleg când am o mașină Seat sau Cupra la teste. După, din aceste butoane avem foarte multe opțiuni care ne apar în mijlocul bordului. Acum, după cum se vede, este harta. Putem să dăm Apple CarPlay-ul, partea de media, partea de telefonie, telefon, stare autovehicul, autonomie,
cât sisteme de siguranță și după aceea când ajungi pe oricare dintre aceste pagini, te joci în această rotiță și ai o mulțime de opțiuni pe care le poți activa, dezactiva, o mulțime de informații pe care le poți vedea, cum este aici dezactivarea lane assist-ului, pentru că la multe mașini trebuie să intri prin meniu, să te încurci pe acolo, nu știi cum dezactivezi lane assist-ul, aici este foarte simplu, din două butoane, același timp și la partea de autonomie, mă rog, de consum, aici o mulțime de informații, consumator, confort, viteză, avertizări, temperatură, ulei, chestii pe care nu mai văd la multe mașini, temperatura uleiului, trip, consum și alte lucruri. Și acum când trecem pe partea de sistemul de infotainment, avem un sistem de 8,25 de inch, care a crescut față de generația precedentă de Seat Arona, generația precedentă de pre-facelift Seat Arona. Foarte ușor de folosit, dar într-un stil clasic VAX se mai blochează sistemul, partea de software. Avem aici o mulțime de widget-uri care pot fi adăugate după plug și eliminate după plug, pentru că avem aici acest plus. Deci le poți elimina pe care vrei, poți să bagi în plus, uite, băgăm casetă redacție. Nu știu ce înseamnă chestia asta, dar de ce nu? Că tot putem să facem chestia asta. Sincer, dacă vreodată în trecut, în viața ta, ai avut măcar două zile treabă cu un telefon Android cu touchscreen, nu o să ai nicio problemă în a te descurca cu sistemul de pe Seat Arona. Și încă o chestie, la pachetul de bază, reference, nu o să ai conectivitate Apple CarPlay Android Auto, o să ai doar Bluetooth. La acest Seat Arona cu pachetul FR și cu aproape full option, este conectivitate chiar wireless cu Apple CarPlay și Android Auto. Acum mai deți în spate. Deschiderea ușilor nu este foarte, foarte mare, deci s-ar putea să întâmpini probleme când vrei să bagi un scaun de copil sau bagaje ceva mai mare. Ca spațiu, păi, na, nu am neapărat cel mai mare spațiu la picioare, dar în același timp am și 1,85 m, scaunul este pe înălțimea mea, pe poziția mea de condus, dar e în regulă până la urmă. La cap îmi place, uitați cât loc am la cap, deci am o palmă și jumătate de spațiu la cap. O chestie foarte, foarte tare. Scaunul din mijloc, tunelul median este absolut imens. E ceva ce ar face parte din munții Carpați, dacă mă întrebați pe mine. Și nu am loc să stau deloc bine. Așa. Bun, deci cam prin asta trebuie să treceți când vreți să stați pe scaunul din mijloc. Este îngust, nu stau foarte bine cu picioarele. Dacă vreau să stau pe tunelul median, zici că sunt pedepsit și am făcut ceva greșit, mai vin și două persoane mai corpuri de lângă mine, s-a terminat călătoria, mă fac direct shawarma. În partea centrală vedem că nu avem nici măcar porturi de încărcare, nu avem materiale de climatizare, nu avem absolut nimic, doar un plastic foarte tare cu care poți să spargi lemne dacă te chinui. Într-un stil clasic al grupului VAG, cutierea este opțională, aici nu avem nicio cutiere, nimic, deci sincer, în spate nu e neapărat cel mai plăcut loc în asta, în Seat Arona. A făcut totuși o chestie ingenioasă, pentru că aici avem un suport special pentru centură, pentru că atunci când vei rabata bancheta, eu vreau să rabatez cu mine stâmpea. Și avem aproape o suprafață plană de încărcare, asta este un lucru foarte plăcut. Când vei ridica înapoi bancheta, centura nu se va prinde. Iar ca spații de depozitare în uși, clar, sunt ceva mai mici, dar mă rog, cât de cât încăpătoare, nimic special, iar materialele sunt la fel. Nu, sunt un pic mai rele ca cele de pe ușa din față, un plastic mult mai scratchy, mult mai dur, dar din nou este vorba despre un segment de piață foarte ieftin, o mașină accesibilă pentru toată lumea, deci nu a trebuit să ne plângem pentru așa ceva. Când vine vorba de motorizare, ai două alegeri, mă rog, de fapt trei alegeri la Seat Arona. Am spus două și mă rog trei alegeri pentru că pe Arona nu mai este nicio motorizare diesel, toate sunt benzină și avem 1.0 TSI de 95 de cai putere, 1.0 TSI de 110 cai putere și avem și această motorizare care este de departe cea mai bună, cea mai echilibrată și pe care trebuie neapărat să o voluați, chiar dacă costă ceva în plus, 1.5 TSI de 150 de cai putere cu un cuplu motor maxim de 250 de Nm, viteză maximă 210 km/h și prinde 100 în 8,2 secunde. Același motor pe care l-am avut și pe Seat Arona, pe care l-ați văzut deja, doar că, na, fiind o mașină care are o masă de 1,2 tone, 1193 de kilograme, tracțiune față și toată puterea transmisă printr-o transmisie DSG în 7-3B, se mișcă al naibii de bine, este o buburuză foarte agilă. Când vine vorba de garanție, este clasic grupul VAG, adică 4 ani, de care primi 2 ani sunt fără limită de kilometri și anul 3 și 4 cu limită de 120.000 de kilometri și când mi-a alunecat așa mâna, era să cad în cap. Și când vine vorba de siguranță, pe lângă faptul că Arona este mega distractivă, este și foarte sigură, pentru că a obținut 5 stele la Euro NCAP, siguranță la adulți într-un stil clasic deja Seat și VAG cu niște cifre foarte mari, adică 95%, siguranță la copii 80%, protecția pe tonuri a fost și ea notată cu 77%, dar la sistemele de siguranță avem o cifră ceva mai mică pentru că a fost doar 60%, dar tot e bine. Bun, a venit momentul să plecăm la drum cu Seat Arona. În primul rând, vreau să vă arăt cheia.
care din punctul meu de vedere a rămas foarte 2005 style și e printre cele mai urâte chei pe care le-am văzut la mașinile noi și în care stilul briceac, dar nu înțeleg de ce, pentru că are butonul de start-stop, dar mă rog, bine, dacă nu mai are baterie cheia, da, face asta și deschizi ușa. Și altă chestie care nu v-am zis, pentru 500 de euro puteți să vă puneți pe Seat Arona sistemul audio Beats by Dr. Dre. Asta mai este Beats by Dr. Dre, dacă e deținut de Apple, e Beats by Apple? Nu știu, să puneți în comentarii. 7 difuzoare cu o putere 300 de W și se aude al naibii de bine. Vetar acum a avut sistemul audio de bază care era ok, dar este diferență prea mare pentru niște bani prea puțin ca să nu pune sistemul Bose pe mașină. Bose, sistemul Beats, pardon. Da, asta mai aveam să vă prezint, deci azi plecăm la drum cu Arona. Buburuza agilă, cum place mie să-i zic, dar mai întâi o să fie pe modul normal. Acum rulăm în modul normal. După cum vă spuneam, avem 4 moduri de condus. Eco, normal și sport și individual, unde la individual te poți juca un pic, poți să faci de tweak-uri la direcție, să fie pe normal sau pe sport, cutia și așa mai departe. Un lucru foarte plăcut. Ui! Mașina a fost testată în toate condițiile de drum, în oraș, pentru că am avut treabă vineri, cred că ne-a picat-o în București, după aceea chemea pe autostradă, pe DN, pentru că am fost sâmbătă la concursul de eleganță Sinaia, unde au fost niște mașini absolut superbe. Dacă n-ați fost anul ăsta și n-ați fost în anii trecuți, la anul, pentru că să fie un concurs anual, este un concurs anual, neapărat să mergeți, pentru că ce vedeți acolo nu o să mai vedeți nicăieri. De exemplu, anul ăsta a fost un Lamborghini Miura, cu o culoare unică de fabrică, unde proprietarul ne spunea că dacă ar fi să pună o valoare pe acea mașină, ar fi în jur de 5 milioane de euro. Și eu l-am rugat frumos să mă lăsiți pe mine să iei, să mă urc în mașină. M-a lăsat și când am vrut să ies din ea, am trântit ușa, că nu se închidea. Și pe aceea mi-a spus că e 5 milioane de euro. Cum să facem foarte în 3 secunde? Și da, pe tot weekendul cu Seat Arona, am ajuns la concluzia că este o mașină al naibii de distractivă. Și înainte să însăriți în cap că stai, că e un mini crossover, că nu trebuie să fie distractiv, ba da, frate, trebuie să fie, pentru că mașina asta și-o cumpără tinerii, și-o cumpără niște tineri până în 26-27 de ani, care e o persoană sau poate e un cuplu de două persoane. Adică nu v-am zic băiat, fată, dar nu o să mă bag în discuția asta, pentru că noi vorbim despre mașini aici, nu despre altceva. Sau un cuplu cu un copil mic, știi? Și asta e ideea, că e cauza distracției. Mașina asta ți oferă distracție, pentru că chiar îți pune un zâmbet pe buze. Și look-ul, culoarea asta biton, la fel, e așa fun, știi? Îți aduce așa un zâmbet pe buze, e cateringă, așa cu ghilimelele de rigoare. Și cu designul ăsta pe aici, cu ghilimelele astea roșii, la fel, știi? Asta mi se pare foarte tare. Te distrezi cu o mașină de 1200 de kg, cu un motor de 1.5-150 de cai. Adică nu sunt niște cifre extra cosmice, extraplanetare, să-ți rupă capul. Nu! Și asta e că e un sweet spot, nu e nici prea multă putere, nu e nici prea puțină putere, nici prea grea, nici prea ușoară, e fix ce trebuie. Și în același timp e și practică și îmi place la nebunie chestia asta, pentru că, v-am zis, am rămas șocat când am văzut câte chestii în cap în portbagajul ăla, fără să sughițe. Din punct de vedere al consumului, aici sunt niște cifre, chiar că pe partea de consum, cei de la Seat a dat niște cifre extraplanetare, că tot ziceam cuvântul ăsta, pentru că au spus că extraurban consumă 4,6, în oraș consumă 5,5 și combinat este 5. Deci eu nu am prea de consumul ăsta niciodată, îmi pare rău. Și chiar am mers în oraș cu ea exclusiv în modul eco să văd dacă na, se apropie de cifra asta, nicio șansă. Adică eu am avut consum combinat de la București la Brașov și de la Brașov la Buzău 7,6. E destul de departe de 5, dacă mă întrebați pe mine. Dar poate dacă aș fi mers un pic mai în stilul economic, fără să mă dau la ea foarte mult și fără să o testez cum trebuie testat o mașină în toate condițiile de mers, poate că mă duceam în jur de 7. Mai jos deja mi se pare un pic tras de păr și deja nu mai merge niște condiții reale de mers, niște condiții reale de testare a mașinii. Ui, bun, și aici pe drumul ăsta aveți câteva porțiuni de off-road. Suspensia, bă, își face treaba, adică absorbe foarte bine de nivelările. Chiar dacă deja v-am mai spus și înainte că Seat este pe stilul ăsta mai dinamic, știi? Vrea să iasă în evidență prin stilul ăsta mai dinamic și prin caracterul mai sportiv. Ei bine, chiar și cu suspensiile de pe pachetul FR își face treaba. Adică, dacă mă întrebați pe mine, suspensia este la fel de bună ca pe Seat Taraco, care Seat Taraco trebuie să fie ceva mai premium. La urmă este cel mai premium model de la producătorul spaniol. Da. Sincer, nu am văzut, în afară de spațiu imens care era pe Taraco, ca ținută de drum și ca per total al mașinii, nu au avut niște diferențe atât de clare între Taraco și Arona.
ceea ce e wow. Și încă un lucru foarte tare, faptul că chiar dacă este aceeași cutie de SGN 7 trepte ca pe Tarraco, bă, răspunde mai bine pe Arona. Deci chiar răspunde mai bine pe Arona. Nu știu cum, nu știu de ce, dar așa mi s-a părut mie. Și îmi place mult, în jurul gurilor de ventilație, avem și niște lumini ambientale roșii și noaptea se vede foarte drăguț gura de ventilație înconjurată de lumina așa roșie. Deci chiar se vede foarte bine. Totodată această lumină ambientală o găsim și pe uși și nu mai e aceeași multitudine de culori ca pe Tarraco, ai roșu sau alb și atât. Mă rog, eu sincer nu mă așteptam ca la o mașină din această gamă de preț să văd lumini ambientale. Cu garda asta de 19 cm la sol, dar cu suspensia cât de cât mai mai cutentă spre caracter sportiv, Arona are ceva ruliu, dar nu de speriat. Adică o să rămâi un pic surprins că o să atași niște curbe ceva mai tare și te aștept să apară o înclinație. Acea înclinație într-adevăr apare, dar nu atât de violent și nu atât de accentuat pe cât te-ai aștepta, știi? Adică pare că are niște momente când mușcă foarte, foarte bine din asfalt. Acum o să zic un lucru foarte exagerat, dar Arona îți dă așa un mic feeling și vibe de mașină de raliu, dar din nou, luați-o ca atare pentru că v-am spus că este un statement foarte exagerat. Ca sunete și zgomote deranjante, mai apar la suspensie în habitacul când treci peste o nivelare ceva mai accentuată sau intri un pic mai tare într-o groapă, da, se aude un sunet deranjant. În același timp, dacă mă întrebați pe mine, și când închizi ușa, se aude un pic prea mult agol. Și motorul mai are câteva intervenții zgomotoase. Are niște momente când se turează foarte sus și tare, fără un motiv anume. Adică nu era nevoie să se tureze atât de tare, dar totuși o face în unele momente. Și da, face un care deranja, dar per total motorul, cel puțin de afară, motorul se aude surprinzător de bine și interesant. Ceea ce e foarte tare. Da, deci asta va fi porecla lui Seat Arona de acum încolo. Deci când vedeți o Arona pe stradă, nu mai spuneți Arona, spuneți-i buburuza agilă, pentru că pe mine m-a surprins foarte mult. Știi, dacă m-ar pune cineva să-mi iau, bine, adică mă duc departe acum, că nu știu dacă mi-aș cumpăra vreodată un Seat Arona, dar sincer, aș recomanda-o la unele persoane. La unele persoane care, dacă vin niște oameni la mine și îmi spun că vor o mașină pentru ei, pentru o vârstă tânără, pentru niște tineri, care să fie și practică, să poți să faci un drum lung cu ea, dar să fie și foarte ușor de folosit în oraș. Că, apropo, în Sinaia a fost o aglomerație infernală de mașini, dar cu Arona, credeți-mă că nu o să aveți nicio problemă să parcați mașina, pentru că este atât de micuță, este ciudat, pentru că în interior ai spațiu destul de mare, dar, știi, spațiul exterior, adică dimensiunea exterioară cu dimensiunea interioară nu se pupă, că e mult mai mică la exterior decât e la interior, adică știi, e o chestie de asta de proporții. Și da, vei găsi mereu un loc de parcare cu Arona. Dar și da, dacă vine cineva la mine și spune că vor o mașină și de oraș, să fie bună și la drum lung, să fie și distractivă și practică, da, aș recomanda Arona pentru aceste criterii, dar acum vine cea mai mare problemă pe care am avut-o cu această mașină și pentru mine este un deal breaker și de asta mi-aș cumpăra Arona de fapt. Poziția la volan e ok, da? E joasă, e sportivă, dar pe mine, nu știu dacă e vreo problemă la mine, nu se mai întâmplă asta de foarte mult timp la o mașină, mai ales după o oră de condus, mă doare foarte rău genunchiul drept când conduc Arona. Deci după o oră de condus, mi-apar niște dureri la genunchiul drept, de nu înțeleg de unde. Nu știu dacă a fost o chestie de weekend, am îmbătrânit deja, mai un pic și fac 23 de ani, deja sunt moș, că am păr cărunt, dar pe bune, mă doare genunchiul mașina asta și nu înțeleg de ce. Acum am mers în mod normal, acum ne vom apropia de zona de 0-100 și punem de acum mașina în sport, pentru că am uitat să vă menționez cum se mișcă mașina în modul sport. În modul eco clar, îți ia foarte mult limitatea de accelerație, se mișcă mult mai lejer și apropo, mașina poate dezactiva și 2 cilindri pentru a merge mult mai economic. Asta se întâmplă destul de mult în modul eco. În modul sport, transmisia DSG va schimba mult mai sus, răspunde mult mai repede pedala de accelerație și apropo, cutia, acum este modul drive, dacă dai o dată de ea în jos, va trece și cutia în modul sport, iar dacă o pui în dreapta, este în modul exclusiv manual și te poți distra cu aceste padele de pe volan. Când ne referim la vizibilitate, Seat Arona stă și la capitolul ăsta foarte bine, pentru că, după cum puteți vedea, oglinzile laterale nu sunt puse pe stâlpul A, în zona stâlpului A, sunt puse pe ușă, spre tine, și se oferă o vizibilitate bună, chiar dacă sunt destul de micuțe, dar, până la urmă, în segmentul ăsta de piață, au o dimensiune ok, adică chiar
chiar vezi bine în ele. Și stâlpul nu este atât de gros ca la alte mașini, știi? Și a o vizibilitate foarte bună și parbrizul este destul de mare. În același timp, oglinda laterală este de dimensiune ok și luneta nu e neapărat urtită, adică este alungită, doar un pic de tot urtită, dar din nou, vizibilitatea clar nu este o problemă în Seat Arona. Bun, avem mașina în modul sport, cutia în modul sport, plouă, deci nu o să avem dragii cu noi pentru că nu o să fie niște cifre foarte relevante, dar avem un cronometru în spate, gata? 3, 2, 1 și... A crescut destul de greu în durație. 80, 90, 100, 9,6, unul de ce a declarat un 8,2, dar având în vedere că toată ziua a plouat, este foarte ud pe jos, 96, nici pe care n-a fost neapărat extraordinară, 96 este un timp decent până la urmă. Și la întoarcere o să întorc, o să fac și testul de frânare de la 100 la 0, din nou, nu sunt neapărat cele mai relevante cifre pentru că plouă al naibii de tare și te ud peste tot. Dar pe lângă partea asta de cifre exacte și de matematică, contează foarte mult și cum se simte mașina când faci testul de demarare, cât și testul de frânare. Bun, și acum ne pregătim și pentru testul de frânare. În linia asta dreaptă unde este liber, nu sunt case, este doar un drum liber. Ok, a frânat foarte bine pentru fanii mei. Nu au purtat acele vibrații deranjante și nu mi-a ieșit craniu din cutia craniană. Dar chiar a frânat foarte bine, chiar și pe un carosabil atât de ud și pe ploaia asta torențială de ieri în continuu, chiar a frânat foarte bine, nici n-am ce să zic. Ok, poate la testul de accelerare 0-100 nu am fost atât de impresionat de Arona, pentru că a plecat destul de greu de pe loc. Dar testul de frânare, da, s-a descurcat foarte bine și chiar am fost impresionat de treaba asta. Și iată că Seat a reușit din nou. A reușit din nou să ne ofere o mașină absolut minunată și cu acest Arona. Pentru că îmbină foarte bine designul exterior, practicalitatea, sportivitatea și caracterul ăla de distractiv. Și dacă ar veni cineva să mă întrebe, bă, ce mașină trebuie să-mi iau care să fie ok și pentru drum lung și pentru oraș, să nu mă rupă la bani și la costuri, sincer, aș spune direct, bă, du-te și fă un test drive și gândește în amănunt la Seat Arona. Într-adevăr, la 30.000 de euro nu este cea mai accesibilă mașină pentru mulți oameni, nu este o mașină ieftină. Dacă nu luăm în comparație cu prețurile mașinilor noi din ziua de astăzi, Arona este o mașină accesibilă pentru foarte mulți oameni și da, mergeți neapărat și faceți un test drive cu ea, în special cu motorul de 1.5. Doar pe acesta vi-l recomand. Arona cu motorul de 1.5, mergeți acum și faceți un test, după aceea intrați pe AutoVantage, plasați o cerere de ofertă pentru Seat Arona, noi ne ocupăm de acolo și nu uitați de un like și de un subscribe, așa că pa!